FCR se destramănce, dar sigur, 9 dintre jucătorii de bază ai alb-violeților au semnat deja cu alte echipe. 4 dintre ei s-au dus la marea rivală din județ, CS Mioveni, iar alți 5 au semnat cu UTA Arad. Astfel, Flavius Croitoru, Ciprian Neguiță, Alexandru Răuță și Alin Popa au plecat deja în cantonament la Sinaia cu trupa lui Iordan Eftimie. De partea cealaltă, după nicio săptămână de pregătire cu bătrâna doamnă, Dănuț Ivănică, Marius Ion, Monel Cârstoiu, Marius Briceac și Adrian Dulcea s-au înțeles cu arădenii. Ultimul va fi și antrenor secund. Am venit să discut cu domnul Penescu, să vedem care este situația la clubul FC Argeș, fiindcă am înțeles că ar fi de acord ca să îl vândă sau știu ce se va întâmpla până la urmă. Am vorbit și cu Adi. Dacă tot am trecut pe la Pitești, am zis că nu e rău să stăm puțin de vorbă. Dacă nu, măcar poate luăm ceva jucător de aici. Și Leonard Manole este pe cale de a pleca de la FC Argeș. Acesta este în tratative cu Astra Ploiești, iar suma care este cerută pe el este 50.000 de euro. Toții vor aduce însă bani lui Cornel Penescu. 50% din viitorul transfer al acestora va merge în conturile FC Argeș.